Salut, eu sunt Gicu, astăzi am să vă arăt un update la orhidei. Cineva în comentarii mi-a sugerat să fac acest video că de mult nu ați văzut orhideele și da, arată toate bine acum. Și ce mai fac? Toate sunt acum pe fereastră, le cresc, toate au tije cu flori, anumite de Phalaenopsis. Sunt aici vreo 4 Phalaenopsis, ca de obicei, niciuna n-am pierdut-o de atunci și acum au tije cu flori, dar încă nu floresc, mai trebuie să mai așteptăm un pic. Hai să vedem pe fiecare în parte cum arată ce-a mai crescut. Deci, rădăcini multe nu au crescut la această orhidee, aceasta înflorește în alb și o am încă din 2017, deci o frunză nouă doar a crescut, dar poate și rădăcini, că atunci când cresc frunze noi, cresc totodată și rădăcini. Dar cel mai important e că la aceasta a crescut două tije, iată, una se află aici, una în partea asta. Foarte bine s-a întins ca la ea acasă și vom vedea cât de frumos va arăta când va înflori. Deci cam peste vreo câteva săptămâni sau chiar o lună, depinde. E bine, următoarea orhidee pe care o am și tot i-a crescut deja tija, aceasta țineți minte când am găsit-o cu rădăcinile putrezite și iată are o frunză nouă, fain, și aici o rădăcină nouă crește, în rest s-au mai uscat niște frunze pe care le-am îndepărtat. Dacă observați, frunzele sunt umede, tocmai le-am udat acum și le-am pus înapoi pe pervaz și cresc bine. Ia uitați-vă, încă o orhidee, aceasta o am din 2022, dacă nu greșesc. Și e roz, tot are tijă nouă care a crescut și o frunză nouă care e foarte strălucitoare. Deci vedem când va înflori și aceasta. Aceasta tot așa o culoare foarte frumoasă când înflorește. Am să vă arăt în video acum, am să includ o poză, ceva genul ăsta. Dar am făcut un video special când am florit și am să vă las link-ul în descriere. Și mai am încă o orhidee, aceasta arată cel mai slab, ca întotdeauna, dar totuși crește tija cu flori. Și ce crezi, să las să crească tija sau o tai pentru a se reveni, să crească normal? Trebuie replantată, mă uit, are și niște rădăcini aici care s-au putrezit, s-au uscat, dar voi vedea ce voi face cu ea, probabil voi face video, dar nici nu știu, mă gândesc ce să fac cu ea, că tot devine mai slabă și mai slabă. Și bambusul arată foarte bine, să vă arăt un update, dacă tot se vede aici, lângă orhidei. El, de fapt, are record de creștere acum, ia uitați-vă. A crescut un nou lăstar de 160 cm. Ia uitați-vă cât de înalt. Până în tavan nu e atât de mult. Uitați-vă, bananielul este în tavan. Și l-am împodobit. Și uitați-vă cum arată, de fapt, tulpina. Destul de groasă, fain. În fine, următoarea orhidee pe care o am e Dendrobium nobil. Și ca de obicei, totdeauna crește, apoi își pierde frunzele, poate nu-i place în scoață, trebuie să o plantez deja în mușchi și voi vedea cum va crește în mușchi. Și aceasta poate trebuie mai mult fertilizant, deci vedem pe urmă. Deci acesta a fost un update la aceste orhidee minunate care cresc pe pervaz și au soare undeva la 10 până la 12, până la 1, un soare din ăsta nu chiar puternic să le ardă pe frunze. Și cam atât pentru acest video, sărbători fericite vă doresc și numai bine. Abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel să vă vină notificări când postez câte un video nou și până data viitoare.